Ne-am reîntors, stimați telespectatori. Domnule senator, mai aveți niște probleme tot pe problemele justiției. Ministrul dumneavoastră de justiție, care este un om cu glagorie la cap și care pe vremea când era ministru, era membru al Curții Constituționale și numit de Partidul Național Liberal, era ok. Acum este părtinitor, este 100% subiectiv. Ce este curios este faptul că domnia sa face parte din Comisia de la Veneția, s-a scris Comisia de la Veneția și toată lumea a zis că domnule, vine Comisia la Veneția și dă cu ăștia de pământ. Ia ca Comisia de la Veneția s-a pronunțat ieri și am înțeles că Floriana Jucan a prezentat documentul integral și Curtea de la Veneția a spus puneți în aplicare deciziile Curții Constituționale, dar mai grav decât atât, cei care sunt politicieni la vârf, să nu facă aprecieri injuste asupra deciziilor Curții Constituționale și asupra membrilor Curții Constituționale. Mai aveți câteva legi care sunt acum din nou la Curtea Constituțională pentru aprobare. 303, 304, 317. Care este deci, situația și cam cum vedeți lucrurile? Am să vă povestesc și de cele trei legi ale justiției. Legea 304. Deci cele trei legi ale justiției au intrat la noi la vot în luna martie. Deci suntem deja în iulie și încă facem acest joc între noi, președinție, Curtea Constituțională. Iacă-s 4 luni. Legea 304. Din totalul de 160 de modificări față de proiectul inițial, 102 au aparținut Consiliului Superior al Magistraturii, Asociației Magistraților, Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Direcției de Investigație, Criminalitate Organizată și Terorism. Deci 102 din totalul de 160. La legea 303. Din totalul de 364 de modificări, 232 au fost propuse de CSM și celelalte magistrați și celelalte care vi le-am spus înainte, iar la legea 317 din 181 de modificări, CSM-ul au 70, UJM, Uniunea Națională a Juriștilor din România 57, Ministerul Justiției 51, Agenția Magistraților din România 81, DICOT-ul una singură. Deci legile acestea se referă la legile magistraților, da, la răspânderea deci magistraților. Trei legi privind organizarea, răspunderea magistraților și Consiliul Superior al Magistraturii. Au fost trimise odată de opoziție, odată de președinte, reîntoarse la analizare. Acum, cel puțin, 303 îl așteptăm, stă, nu spune Cotroceni nimic, deși, din câte știu, avea termen, sau are termen cel târziu astăzi, ultimul termen. Nu înțelegem de ce această întârziere, pentru că a fost un lucru cerut de toată lumea. Domnule, așa cum doctorii răspund, așa cum, eu știu, inginerii, oricare, oricine răspunde. Șoferul, pietonul. Era normal să clarificăm odată cu răspunderea magistraților. De ce se tergiversează? Pentru că ați instaurat dictatura majorității, domnul senator, de da, da. Așa a zis, nu, președintele? Așa a zis președintele, da. Dictatura majorității, dar nu-i democrație? Dar această majoritate oare a venit tot dintr-o dictatură, dintr-o revoluție, dintr-o mișcare? Nu, a venit dintr-un vot liber. Corect. Dintr-un vot liber. Nimeni n-a forțat populația României să voteze la momentul respectiv. PSD-ul sau alte. Așa spunem că dictatura Băsescu a fost impusă 10 ani? Acolo s-au făcut mai multe aranjamente. Acum se văd. Da. Acum se văd. Existența protocolelor atât de mult ascunse. Dar nu astea. Deci a fost un protocol din 1998 semnat pe vremea când era ministru de justiție domnul Stoica.
Ele s-au continuat ulterior. Ele s-au continuat ulterior, dar... Adică adăugările la lege s-a făcut... Vedeți că pe măsură ce lumea nu se mai teme, inclusiv din rândul magistraților, inclusiv din rândul serviciilor, când nu mai apare teroarea că mi se poate întâmpla orice, încep să iasă la iveală și jocurile ascunse. Dar și aici... cum să spun eu, scoaterea la iveală acestor protocoale este împotriva dumneavoastră, că se spune că, domnule, ați scos aceste protocoale la iveală ca să vă apărați președintele de partid. Haideți să fim serioși. Dacă cineva vrea să termine, o persoană o termină. Indiferent orice ar fi. Orice ar fi. Dacă există interesul. Corect. Și Dragnea a spus foarte clar. Sunt conștient că, indiferent ce voi spune, chiar dacă se închide unul, îmi redeschide încă trei. Și eu vă spun că în curând veți vedea un nou proces care o nouă acțiune penală care se vede deschide lui Dragnea, din informațiile noastre, în cam în două săptămâni. Cel puțin așa ni s-a spus. Eu transmit ceea ce ni se transmite și nouă. Da, aveți acolo o pleiadă întreagă de deputați, de parlamentari, deputați și senatori, care au fost ieri prezentați la unele televiziuni, că vezi, doamne, ați făcut noile, mai ales cu abuzul în serviciu, noile coduri de procedură penală. De abuzul în serviciu, da, așa. E o întreagă discuție și nimeni nu vrea să recunoaște. Eu v-am spus, n-am nimic împotrivă, dar până și mulți din opoziție sunt de acord. Sunt de acord. Pentru că direcția partidului e una și trebuie să o respecti, pentru că trebuie să existe o disciplină. Pe unii înțelegem. Datorită abuzului făcut pe abuz în serviciu, fac un pleonas, să spunem. Da. În momentul actual există o reticență și o frică de la nivelul ministerilor, a guvernului, desemnat la nivelul de semnat documente. Niciun funcționar nu-ți pune o semnătură pe nicio hârtie. Care este urmarea? Nu, ați văzut cât de greu urnim proiectele. Cele europene, cele de infrastructură, proiectele simple. Pentru că toți se gândesc, dacă semnez oare nu mă ia? Ia Caruvana Plumb a semnat și a luat 63 de milioane de euro pentru implementarea internetului la sate. Și? Și n-a zis nimeni nimic. Deocamdată. Da. Deocamdată. A, o să-i fac un dosar, probabil, doamne iartă-mă. Da. Deci, faptul că noi, în afară a faptului că există directivă europeană care trebuia aplicată din 2014, dacă nu mă înșel, și care spune clar clarificarea abuzului în serviciu. Deci, de ce facem atâta tevatură pe un lucru, pe faptul că am dat, ca să spun așa, un gram de siguranță aceluia care semnează și răspunde pentru derularea unui proiect, că e european, că e guvernamental, că e local. Un proiect ce înseamnă? Înseamnă o activitate economică, înseamnă bani, înseamnă plăți, înseamnă salarii, înseamnă impozite înapoi la stat, înseamnă să învârți rotița economiei. Înseamnă dinamică, da. Deci, ce am făcut, ce crimă am făcut noi, de ne judecă lumea, dar lumea judecă pentru că se transmit idei și semnale înguste, numai pe bandă îngustă. Știți că la un moment dat se spunea că dintr-o convorbire de o oră, trăind frânturi și cuvinte și alipindu-le, poți să-ți facă cineva un dosar penal încât te condamne pe viață. I-au făcut ministrului dumneavoastră, ministrului Muncii și Justiției, Justiției, cum se cheamă, sociale, Lia Oguza Vasilescu, de-au dat 7 milioane de euro pentru ascultările ei un an de zile. Dar acum haideți să trecem într-o altă parte, așa, să ne destindem un pic, pentru că să nu ne încrâncenăm, că lucrurile se vor rezolva, se vor lipezi până la urmă.
Vreau să vă întreb, din punctul de vedere al televiziunilor, aveați o promisiune în programul de guvernare că pentru televiziuni, pentru cele care fac publicitate, TVA-ul va fi scos sau va fi micșorat? Care e stadiul acestei? Că plătim numai puțin de TVA-uri pentru aceste servicii la Credida, la drepturile de autor, la UPFR, la UCMR ADA, la muzicologi, la filme. Am discutat, așa. Nu sunteți primul care îmi pune asemenea întrebare, mai ales din rândul mass media, și din curiozitate l-am întrebat și eu pe colegul meu senator, actualul ministru Teodorovici, ce gândește. Mi-a spus că știe speța, să avem răbdare că în toamnă încearcă să vină cu draftul noului cod. Să nu spuneți așa ceva. Înainte de a vă pune întrebarea, discutam cu cineva și ne-am gândit ce răspuns o să dați. Să avem răbdare. Nu, să avem, vine cu draftul noului, așa. Cum e zice? Noul proiect de guvernare. Nu, codului ăsta. Codului de, cum se cheamă? Da. Ăsta, stați așa un pic, cam și un lapsus. Codul fiscal. Așa, exact. Codul fiscal, da. Cu draftul noului cod fiscal. Iar îl schimbați, are 151 de schimbări. Nu, deci nou cod fiscal, proiectul noului cod fiscal înseamnă o reunire a tot ce înseamnă schimbări, pentru că în momentul actual nu mai știe nimeni care și cum, și o simplificare și o serie de măsuri. Acum, nu vă pot spune la acest moment dacă care va fi soarta TVA-ului pentru publicitate la televiziune. Dar să trăim cu speranța. Nu, da. va intra în comisii la dezbatere și vă spun că noi suntem deschiși la orice și în general la dezbaterile care le avem în comisii când analizăm, vin reprezentanța ai tuturor mediilor acestea care practică publicitatea. Da. Deci și online și sunt destui și ziare de mulți bani, și, da. Noi avem 100 și ceva, 30.000 de lei de dat. V-ați gândit sau există un punct în programul de guvernare la care să vă gândiți la mărirea alocațiilor pentru copii la nivel european, cum este în Uniunea Europeană, 130-150 de euro pe lună pentru copil, că la noi în România e 84 de lei. Noi, având în vedere că acești copii vor fi viitorul de mâine și parlamentare de mâine, care s-ar putea să micșoreze pensiile. În primul rând am încercat și am creat o serie de facilități pentru mamă și copil. Bineînțeles că studiem posibilitatea modificării alocațiilor, dar trebuie să fim corecți. Depinde extraordinar de mult de gradul de încasare a taxelor la bugetul de stat, pentru că faptul că am întâmpinat o serie de întârzieri la derularea unor proiecte europene, faptul că am implementat destul de greu o serie de măsuri mai puțin populare, inclusiv că am intrat într-o discuție dinainte cu legea offshore-ului, cu profitul multinaționalelor și așa mai departe. E greu, deci în momentul când, dacă am fi început toate odată, probabil în momentul actual am fi fost împotmolit cu absolut totul. Sunt în perspectivă, dar suntem conștienți de faptul că vom avea probleme, pentru că există rezistență la o serie de inițiative legislative, mai ales în ceea ce privește multinaționalele. Nu e normal ca, și vă dau un exemplu, chiar îl discutam zilele trecute. O companie cu patroni români, mare, ieși la noi în oraș, de demană. Raportează la sfârșitul anului, mă rog, nu știu dacă cifrele sunt exacte, dar le spunem cu aproximativ. Raportează la sfârșitul anului un profit de
300-400 de milioane de euro. Profit la care, bineînțeles, plătește impozit. Impozit la stat. O multinațională gen Careful, gen... Faceți publicitate gratuit. Mă rog. Da. Care mai fi? Supermarketul, care mai sunt, da. Supermarketul și nu știu, raportează 200 de milioane de euro, 50 de milioane, 200 de milioane. Păi, domnule... Și ANAF-ul ce face, domnul senator? Da, ANAF-ul n-are. ANAF-ul face script... Cel care, cine e la care merge în control? Păi, chiar dacă merge ANAF-ul în control, ANAF-ul verifică scriptic dacă eu îmi acopăr cheltuielile. Aha. Și fac asta. Nimeni nu mă poate obliga. Reinvestește profitul. Așa a spus, reinvestit. Deci, nu mi se pare normal. Sunt țări și Teodorovici venise cu o idee destul de năstrușnică. Domnule, hai să nu mai impozităm profitul. Impozităm cifra de afaceri. De afaceri, da. Cu toate că e incorrect așa. Că la un dat s-ar putea să ai o cifră de afaceri mai mare într-un an și mai mic într-un an și dacă te ia la cifra de afaceri, da, ești în pierdere, oricum. Exact. Dar recuperăm niște bani. Da. Ei, sunt multe, multe, deci sunt aspecte care nu se gândesc, nu se spun, nu se fac publice sau în parțial se fac publice, dar dacă stai și le analizezi, veți vedea că toate au un lanț și toate duc în final la ce? La bunul mers a economiei și în final la bunul. Nici așa nu e bine să mulțumesc pe toată lumea, pentru că e o cauză sigură a insuccesului. La asta v-ați gândit, dar la banii ăștia care se dau către cei care au avut condiții improprii în penitenciare. Sunt bănuți destul de mult, 8 euro pe zi sau nu știu cât. Da, din păcate... și la un moment dat, un individ care a fost condamnat, când iese din penitenciar, are mai mulți bani decât un om care a muncit 5-10 ani de zile. Da, din păcate și aici avem o problemă, pentru că trebuie să ne raliem directivelor Uniunii Europene. Deci nu vine de la noi. Nu e de la noi. De la italien vine, am înțeles, da. Nu știu de unde, nu m-a interesat de unde e. Principalul este că e o directivă europeană și cum noi suntem mai catolici decât papa, să spun așa, noi punem directivele, să știți că e o întreagă discuție și cu aceste directive europene în Parlament, cel puțin în Senatul României, pentru că am ajuns la concluzia că sunt unele și veți vedea, probabil că se va face tam-tam și pe acest lucru, că sunt unele directive pe care comisiile din Senat nu le-au prea aprobat sau au venit cu amendamente la aceste directive. Dar se știa din stat că intrarea în Europeană presupune un pic de pierdere de suveranitate. Din păcate, ceea ce știe, nu știe lumea este că aceste directive sunt ca o direcție, nu neapărat 100% obligatorii, pentru că în tratatul deci cum ar fi consultativ. Da, în tratatul de aderare se spune că legislația se armonizează și funcție de specificul zonei, a țării și așa mai departe. Să de la Imenescu citire. Acum mai aveți încă o problemă mai delicată, chiar discutată acum câteva zile. Intrarea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO. Problema se discută de vreo 10 ani de zile. Acum un an jumate s-au luat măsurile de s-a făcut un dosar. Fostul ministru al culturii, Carmen Șuteu, sub guvernarea Cioloș, a făcut un dosar și l-a trimis către comisia care ține de patrimoniul mondial. Și acest dosar s-a discutat până când a venit ministrul culturii, domnul George Ivașcu, acum al dumneavoastră, și a zis, domnule, stați un pic așa, că dacă intrăm în patrimoniul mondial la UNESCO, pierdem 4,4 miliarde de dolari, pentru că avem un proces cu cei de la Gabriel Resource. Și s-a amânat, a fost în Bahrain o adunare acolo, și Ministerul Culturii s-a trimis reprezentantul pe Răzvan Rob, dar care n-a putut lua cuvântul pentru că l-a uzurpat de calitățile pe care le avea acest secretar de stat ca să fie reprezentantul Guvernului României.
fostul ministru al culturii, domnul Vlad Alexandrescu, care și domnia sa face parte din Comisia Camerei Deputaților și a Senatului pentru relația cu UNESCO și a zis, s-a opus acestui proiect care a fost aprobat până la urmă și s-a amânat intrarea Roșiei Montane ca obiectiv protejat, pentru că se spune chiar și la nivelul guvernului că această arie este protejată prin legea 422 și deci nu se poate obține nici o aprobare ca să ia de acolo un gram de aur, pentru că are nevoie obligatoriu de aprobarea Ministerului Mediului și al Ministerului Culturii. Și drept urmare, ministrul dumneavoastră, George Ivașcu, spunea că de fapt este o victorie că s-a amânat încă 3 ani de zile intrarea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO. Cum vedeți lucrurile și... Discuția cu Roșia Montană este foarte complexă și foarte complicată. Bineînțeles, faptul că acolo există o resursă care nu înseamnă numai aur, înseamnă și alte metale prețioase care, din câte știu, unele sunt, dacă nu unicat, doar se mai găsesc încă într-un loc pe globul pământesc. Interesul și lupta pentru Roșia Montană este foarte mare. Știți foarte bine că au, să spunem așa, au căzut guverne datorită interesului pentru Roșia Montană. Discuția este mult mai amplă și mai complicată. Faptul că s-a mai obținut o amânare poate fi într-adevăr un lucru benefic, tocmai pentru, sperăm cumva să se ia decizia cea mai bună, pentru că există o luptă sau, mă rog, o contradicție sau o ciocnire între cei care vor să protejeze zona și e corect, și cei care spun, domnule, noi păstrăm o bogăție acolo care la un moment dat s-ar putea să ne ia altul fără să mai ține cont de nimic. Deci noi acum suntem, cum ar veni, dormim pe un sac de bani, dar murim de foame, și s-ar putea să vină altul să ne ia sacul de bani și noi să ajungem să murim mai tare de foame. Sau să dormim în continuare. Sau să dormim în continuare. Deci e un lucru sensibil, greu de emis o părere într-o direcție sau alta. Cred că, într-adevăr, cel mai înțelept lucru e faptul că mai avem 3 ani să ne clarificăm ce vrem să facem cu Roșia Montană și să vedem exact... Eu cred că acolo încă n-are nimeni curaj să facă o analiză temeinică pe cele două paliere. Partea de declarare zonă UNESCO, partea de exploatare a bogăției din subsol. Deci, cred că de aia v-am spus că e un lucru foarte complicat și mai foarte greu de analizat. Mai e foarte puțin timp, un minut mai avem. Ce părere aveți despre aceste resurse naturale, cu scandalul cu Ungaria, cu gazele din Marea Neagră și... Din păcate, așa cum bine știți, numai la noi se mai poate întâmpla, sau, mă rog, numai dacă un oficial al României ar fi făcut așa ceva în Ungaria, cred că era expulzat de a doua zi. Nu e posibil ca directorul companiei ungare Transgaz, similară Transgaz nostru, să vină în România, să adune câțiva ziariști, să facă o conferință de presă în care să împroaște cu invective, în condițiile în care ai venit la mine acasă și nu mi-ai chemat președintele companiei Transgaz, care e partenera ta din România, să-i cer părere. Deci ăsta e primul aspect. Al doilea aspect, faptul că Ungaria, cu bune cu rele, a început să ne trateze pe noi drept oameni coborâți din cocotier, nici asta nu e ok. Nu mi se pare normal. Gazul este a nostru. Dumnezeu ne l-a dat. Că ei n-au. Dumnezeu ne l-a dat. Lor ne-a dat altceva. Domnule, hai să păstrăm și să fim fiecare în,
în zona noastră și ne păstrăm identitatea și bunul simț. Într-adevăr, există o mare discuție pe ceea ce înseamnă redevența. Și discuția, vă spun clar, este toată lumea e cu aceeași părere la unison, anume nu trebuie să-l dăm pe degeaba. Pe o redevență de 5-10% în condițiile în care am înțeles că Norvegia își vinde resursele proprii pe o redevență undeva 5-10, aproape 60% din valoarea respectivului zăcământ. Sperăm să ajungem de aia și lucrăm la inclusiv am făcut îmbunătățiri și la toate legile care privesc petrolul, resursele minerale și toate astea, veți vedea că sunt o serie de legi care au trecut unele de Senat ca inițiative și sunt la camere, altele sunt spre promulgare. Sperăm într-adevăr să nu facem greșeala și eu îmi sper ca bun român să nu facem greșeala, să ne vindem ce avem mai bun și ce ne-a dat Dumnezeu pe 2 lei. Domnule senator, vă mulțumesc mult pentru faptul că ați venit în emisiune la postul de televiziune CNS și vă mai așteptăm și altă dată, pentru că setul de întrebări încă nu s-a terminat. Cu cea mai mare plăcere și mulțumesc de invitație. Oricine ai fi și oriunde ai fi, telespectatorule, nu uita că te respect. Pe vinerea viitoare!